Bine v-am regăsit, dragi telespectatori și ascultători. Mulțumim pentru modul în care ne conduceți în parcursul acesta al redescoperirii răspunsurilor biblice în confruntare cu temele ancorate cultural. Astăzi vom aborda o temă oarecum controversată, încălzirea globală. Are creștinul un răspuns articulat față de această problemă? Desarticulată în mediile ideologice, nu doar în România, ci evident la nivel internațional. Trebuie creștinul să intre în această dispută ideologică? Vom adresa aceste întrebări invitatului permanent al emisiunii noastre, pastorul, teologul Marius Biogean. Mulțumim din toată inima că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație și apreciez întotdeauna oportunitatea reîntâlnirii cu ascultătorii noștri de la postul de radio Vocea Evangheliei și cu telespectatorii de la Credo TV. Dacă în edițiile anterioare ne-am uitat la ce însemnează cu adevărat cultura omului recent, la lupta pentru adevăr și mai ales pentru redescoperirea sensului absolut, astăzi vom încerca alături de pastorul Marius Biogean să înțelegem cu adevărat ce înseamnă problema aceasta sau falsa problemă, mai bine zis, a încălzirii globale și dimensiunea sau perspectiva teologică cu care trebuie să venim în contrapondere cu această mantră a ecologismului. Aici ne ajută teologul John MacArthur și vreau să pornim de la afirmația acestui teolog american conservator, care evident în cartea pe care o avem tradusă de acum, din 2023, de editura Grama din Arad, în acest proiect editorial inedit, O gândire corectă într-o cultură a haosului, John MacArthur afirmă: salvați planeta? Cu toții suntem familiarizați cu mantra ecologismului. Mulți afirmă că schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare singulară la adresa vieții, așa cum o cunoaștem noi. În consecință, sarcina urgentă a generației noastre este să aibă grijă de acest pământ. Din perspectivă biblică însă, toate acestea sunt fără sens, afirmă teologul John MacArthur. Ideea că schimbările climatice sunt cea mai mare amenințare la adresa lumii este că omenirea putea păstra pământul mai mult decât ar rândui Dumnezeu să-l păstreze, este o nebunie totală. Adevărul este că pământul este o planetă de unică folosință. În raport cu planul etern al lui Dumnezeu, această planetă este un simplu pahar de hârtie conceput pentru o utilizare temporară. Domnule Marius Biogean, în raport cu mantra ecologismului, așa cum o definește sau cum o denunță mai degrabă John MacArthur, supralicitată în cultura noastră, care ar trebui să fie înțelegerea corectă, adecvată față de planeta noastră de unică folosință din perspectiva finalului istoriei? E interesant cum societatea definește cele mai grave amenințări la adresa existenței ei, dacă ținem cont de faptul că în timpul războiului rece exista acea numită cursă a armărilor nucleare între cele două superputeri, Statele Unite și Uniunea Sovietică, și atunci armarea nucleară era privită ca amenințarea existențială numărul unu. Astăzi, da, este încălzirea globală. Ați menționat la început, este o problemă, o falsă problemă. Este o problemă care poate deveni o falsă problemă atunci când este preluată ideologic și nu numai ideologic, dar când în spatele ei se ascund interese chiar de natură economică și alte lucruri. Ei bine, cu toții simțim pe propria noastră piele. Sunt măsurători științifice, lucruri care sunt evidente pentru noi toți, și anume faptul că resimțim schimbarea climatică de la un an la altul. Iată, luna ianuarie acestui an a fost cea mai caldă lună din istorie, probabil că și luna februarie se va înscrie într-o asemenea direcție. Dar de la a recunoaște lucrurile acestea și până la ideologia aceasta a încălzirii globale, care face, așa cum ați spus, din această problemă inamicul numărul unu sau pericolul numărul unu al existenței umane pe Terra,
este o distanță foarte mare. Este într-adevăr, așa cum John MacArthur spune în capitolul legat de încălzire globală, o mantră care este mereu vânturată și pericolul atunci când această mantră este obsesiv vânturată și mereu mediatizată este ca oamenii să accepte fără discernământ aceste idei și presupozițiile din spatele lor. E bine, aici trebuie să venim noi cu claritatea scripturilor, care cred că prezintă o concepție echilibrată. Da? Întâi de toate trebuie să înțelegem că prin prisma mandatului cultural pe care Dumnezeu l-a dat omului, Genesa 1:28, după ce Dumnezeu l-a creat pe om ca și o încununare a creației lui, l-a creat după chipul și asemănarea Creatorului, l-a așezat deasupra celorlalte forme de viață, toate, zice Scriptura, le-a pus sub picioarele lui și i-a dat autoritate omului să stăpânească pământul. Această stăpânire a pământului înseamnă folosirea resurselor, judicioasă a resurselor pe care pământul le oferă, crearea unei culturi, da, din resursele pe care Dumnezeu le-a dat, dar omul este un administrator, omul nu este un proprietar. Proprietarul creației este Dumnezeu, este Creatorul. Omul dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. Ori, problema fundamentală a acestei obsesii legate de mediu, legate de încălzirea globală, este faptul că oamenii de astăzi, respingând adevărul absolut al Scripturii, respingând ceea ce Dumnezeu spune în cuvânt, ajung să nege factorul decisiv care a condus la această situație, și anume păcatul omului. De ce e o încălzire globală? Este o întrebare pe care trebuie să ne o punem. De ce există atâtea dereglări climatice? De ce astăzi parcă natura este chiar scăpată de sub control? De ce apar aceste tsunamiuri distrugătoare și tot felul de fenomene ale naturii care provoacă atâtea distrugeri de vieți omenești, pagube materiale? De ce toate aceste lucruri? Răspunsul pe care Scriptura îl oferă este clar, fără echivoc, datorită păcatului omului. Apostolul Pavel vorbește în Epistola către Romani, în capitolul 8, despre faptul că întreaga natură, întreaga creație, întreaga fire, zice el acolo, se află sub robia stricăciunii și geme. Aș vrea să citez exact ceea ce spune Pavel, căci firea, adică natura, a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, adică din pricina omului, cu nădejdea, speranța, însă că și ea va fi eliberată din robia stricăciunii ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, dar știm că până în ziua de astăzi toată natura suspine și suferă durerile nașterii. Iată, natura creată de Dumnezeu se află în această condiție, suspină, așteaptă momentul eliberării slavei Fiului lui Dumnezeu. Foarte interesant, foarte interesantă asociere între creație și omul care a fost creat de Dumnezeu ca să fie administratorul creației. Practic, mântuirea sau răscumpărarea finală a omului, glorificarea lui, e legată de răscumpărarea creației, de ridicarea blestemului. Umanitatea, știm cu toții, în urma păcatului omului se află sub blestem. De atunci încolo, pământul dă spin și pălămide. De atunci încolo, resursele pământului nu mai sunt accesate așa de facil ca înainte de cădere, ci omul trebuie să muncească cu sudoarea frunții lui, să-și câștige pâinea și așa mai departe. Ei bine, când ne gândim acum, și vreau să fac, să acum ajungem la răspunsul pe care îl dați, înțelegerea corectă față de planeta noastră, de unică folosință din perspectiva finalului istoriei, acel telos, acel final al istoriei. Apostolul Petru vorbește despre acel final al istoriei în epistola sa, a doua epistolă, mă refer, în capitolul 3, când el zice toate aceste lucruri au să se strice. El vorbește despre ziua Domnului, în care cerurile și pământul de acum vor trece cu trosnet, da? Și pământul, cerurile vor trece cu trosnet, pământul cu tot ce este pe el va arde. Și el ne spune că noi așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Acesta este finalul. Planeta aceasta este cu termen de valabilitate stabilit de Dumnezeu, care va expira. Ori încercările noastre, da, eu nu spun, da, avem nevoie și vrem să trăim în orașe mai curate, mai puțin poluate.
e de apreciat atunci când există un interes din partea noastră de a îngriji de creație cât de cât, cât o avem ca să ne bucurăm de ea. Dar omul nu poate să mențină pământul acesta în existență cu o secundă mai mult decât Dumnezeu a stabilit. Da? E o nebunie, așa cum spune John MacArthur, să încercăm să păstrăm pământul mai mult decât a rânduit Dumnezeu. Așadar, cred că aici este răspunsul, aici este provocarea pe care o avem ca și oameni ai zilelor noastre, oameni recenți, să ne întoarcem înapoi la claritatea Scripturii. Foarte potrivită această perspectivă teologică asupra problemei globalizării, încălzirii globale, tocmai pentru că, într-adevăr, creștinul trebuie să fie un bun cetățean. Trebuie să fie conectat cu grija pentru natură, cu grija pentru spațiul pe care Dumnezeu i-l-a dat în îngrijire. Dar de aici și până la a construi o întreagă ideologie în jurul acestui concept încălzire globală, este o fractură logică. Și tocmai aici ați denunțat-o. Și să nu mai vorbim, scuzați-mă, intervenția de ipocrizia care este văzută clar din partea acestor elite mondiale care tot repetă mantra ecologismului, da? Ei vin la Davos să discute problemele planetei, da? Fiecare în avioanele lor private. Al Gore, care a fost un vicepreședinte de Statelor Unite și o figură cunoscută în ce privește preocupările pentru ecologie, deține proprietăți care consumă foarte multă energie și așa mai departe. Sunt exemple clare pe care lumea le știe și care ne arată că, din păcate, e o perdea de fum, e o intoxicare ideologică, da, la care asistăm și la care trebuie să fim atenți și onești. Încă o dată spun, responsabilitatea creștinului față de creație este clară. Creștinul trebuie să dea dovadă de responsabilitate și de chipzuință în folosirea resurselor. Evident că un capitalism lacom, mânat de lăcomie, care distruge resursele planetei, e de condamnat. Dar pe de altă parte, întorcându-ne mereu la ceea ce am spus anterior, nu vom putea deloc să prelungim existența planetei noastre prin aceste încercări. Categoric, aici cred că tema e de fapt o ușă deschisă către un subiect important, și anume ziua Domnului. Care este temeiul escatologic corect pe care creștinul trebuie să-și întemeieze convingerile cu privire la ziua Domnului, nu la încălzirea globală ca fiind o problemă legată de finalul istoriei, ci mai degrabă, așa cum se prezintă și în cartea aceasta, Gândire corectă pentru cultură în haos, ziua Domnului încă din Vechiul Testament și evident continuată în Noul Testament. Absolut. Vorbim aici despre un concept biblic numit ziua Domnului, ziua lui Dumnezeu, care este foarte clar arătat în Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. De aici trebuie să pornim la drum, da, în înțelegerea ceea ce Dumnezeu a planificat ca și telos, da, ca și final, ca și scop al creației. Cum se va sfârși această lume? Se va sfârși nu când oamenii spun, nu atunci când ei pronostichează că nu știu ce meteor va lovi umanitatea sau că soarele, de exemplu, se va întuneca, ci când Dumnezeu zice. Da? Și sunt aici cu cartea deschisă la câteva exemple din Vechiul Testament, de exemplu Isaia 13, 6 și 9, gemesc că ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie, de urgie aprinsă. În
cartea profetului Ezechiel, capitolul 30, versetul 2 și 3. Vă uitați-vă, nenorocită zi, că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă, aceasta va fi vremea neamurilor. Ioel 1 cu 5. Vai ce zi, da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la cel atotputernic. Ioel 2, 1 cu 2. Sunați din trâmbițe în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, căci vine ziua Domnului, este aproape. Ioel 2 cu 30, voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Amos 5, 18 până la 20, vai de cei ce doresc ziua Domnului, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Și aș putea continua cu aceste citate, în mod special în cărțile profeților mici, sunt foarte multe referiri la această zi a Domnului. O zi nu înțeleasă din punct de vedere cronologic, ca o zi de 24 de ore, ci ca o perioadă la finalul istoriei, când Dumnezeu își va revărsa mânia Lui. Ei, chiar pentru unii creștini, din păcate, conceptul acesta este prea puțin discutat, pentru că una din trăsăturile multor comunități creștine, chiar evanghelice, din zilele noastre, este un fel de dezechilibru în ce privește atributele lui Dumnezeu. Se merge foarte mult pe dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste și se repetă obsesiv crezând că dragostea lui Dumnezeu este singurul atribut divin. Nu, Dumnezeu este dragoste absolut, dar este în același timp și sfințenie, și dreptate, și mânie. Ori dacă nu luăm în considerare întreg ansamblul trăsăturilor care definesc ființa divină, așa cum este revelat în Scriptură, ajungem la aceste dezechilibre. Pentru unii, chiar creștini evanghelici, citind Vechiul Testament, conceptul ăsta de ziua Domnului pare așa, dintr-o altă lume, da? Un fel de science fiction, știi? Și totuși este acolo și este foarte pregnant. Dar ca să nu ne înșelăm, nu numai Vechiul Testament, ci Noul Testament vorbește mult despre ziua Domnului. Domnul Iisus, în discursul lui de pe Muntele Măslinilor, în ziua de marți, în Săptămâna Mare, vorbește despre acea zi a Domnului. Da? Apoi Apostolul Pavel vorbește despre ziua Domnului în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spunând că pentru noi credincioșii acea zi a Domnului nu este o zi de întuneric, ci este o zi de lumină, este o zi care nu ne prinde în întuneric, nu ne prinde nepregătiți. Cartea Apocalipsa, să nu mai vorbim, vorbește despre această zi a Domnului și o leagă de acea perioadă numită în Scriptură Necazul cel Mare, care are rolul, da, purificării acestei planete de păcat, de nelegiuire și pregătirea pentru instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Dar aș vrea să fac referire la ceea ce Apostolul Petru spune despre ziua Domnului în cartea sa. Și vreau să înțelegem, nu o spunem din perspectiva unei tendințe de a scăpa de lume, de ce se întâmplă, așa numitul escapism, da? De există termenul de evadare din context. Nu asta este atitudinea noastră, ci este o atitudine de realism. Da? Dumnezeu va aduce ziua aceea și Apostolul Petru în a doua sa epistolă, în capitolul 3, el vorbește despre acea zi a Domnului. Zice preobiciule, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, n-am în două cal să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, că să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai înainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci cu referire la final. Înainte de toate să știți că zilele din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ce Apostolul Petru ne spune aici este că înainte de revenirea Domnului Iisus în slavă, va exista un cor, în ghilimele, al bagiocoritorilor care se va amplifica, va crește tot mai mult în număr și intensitate, tot mai mulți bagiocoritori care vor râde
de faptul că va exista un sfârșit determinat de Dumnezeu pentru planeta aceasta. Batjocoritori au fost întotdeauna. Întotdeauna au fost batjocoritori care au batjocorit ce este sfânt. Dar ei se vor amplifica, vor deveni tot mai vocali, mai mulți. Și motivul pentru care vor batjocori, zice, este că vor trăi după poftele lor. Observați că problema fundamentală nu este de natură intelectuală. Ei nu batjocoresc conceptul creștin de sfârșit al istoriei din rațiuni intelectuale, pentru că e ilogic, ci vor trăi după poftele lor. Rațiunile sunt cu totul de altă natură. Morale, spirituale. Ei trăiesc în păcat, lor le place, și e vorba aici de în capitolul 2, de senzualitate, de sexualitate, de toate aceste pofte păcătoase. Datorită lor, ei spun, unde, ce sfârșitul lumii, ce prostii. Da? Dar zice, în adins se facă odinioară, erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit prin ele înnecată de ape. Acești batjocoritori, spune Petru, vor face apel la o teorie care a fost promovată mult timp, și anume a uniformitarianismului, a faptului că într-o lume guvernată doar de legi naturale nu există intervenții supranaturale. Da? Este o idee legată de deism, de concepția deistă, că Dumnezeu a creat totul și a lăsat universul să fie guvernat în întregime de legi naturale. Ori zice Petru, în adins să fac că nu știu. Cu alte cuvinte, în mod intenționat, oamenii aceștia refuză mărturia istoriei. Și mărturia istoriei ne vorbește despre un cataclism, despre o intervenție supranaturală a Dumnezeu în judecată, și anume potopul biblic. Un potop care, un eveniment istoric care este atestat în cultura, în mitologia multor popoare, care a existat cândva, da? Poate fi dovedit chiar și științific, dar nu la asta vreau să fac referire. Dumnezeu a intervenit atunci, spune Petru, și Dumnezeu va interveni în final. Odată a făcut-o prin apă, odată în final o va face prin foc. Da? Și de aceea zice, dar preobiețul, nu uitați că pentru Domnul o zi este 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Da? Și aceasta va fi pentru cei necredincioși, pentru cei nepregătiți, pentru cei ce resping adevărul lui Dumnezeu, o surpriză neplăcută. Și acea zi, spune Petru, va conduce la distrugerea universului material, așa cum îl știm. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul cu tot ce este pe el va arde. Așa cum spune un profet al Vechiului Testament, neamurile, națiunile se trudesc pentru foc. Pentru focul din ziua judecății. Gândul ăsta că tot ce strângem noi, tot ce acumulăm noi, toate clădirile impozante, da, care se construiesc în lume, toți grienorii din Emirate, din Dubai, din alte locuri, da, într-o zi se vor topi, totul va fi distrus. Dar într-acolo se îndreaptă istoria. Și acest moment nu va veni când noi vrem, când noi credem și când Dumnezeu hotărăște. Mulțumim foarte mult pentru aceste clarificări, cu nădejdea că telespectatorii și ascultătorii noștri au înțeles câte ceva din falsa problemă a încălzirii globale. Vă dorim să rămâneți lângă Dumnezeu și lângă adevărul imuabil al Scripturii pentru a fi mai pregătiți pentru ziua Domnului.